În limba română nu există verbul a acomoda, tranzitiv. Prin urmare, este greșită următoarea formulare. Am un vis să putem să finanțăm școli private care să poată lua, ajutați poate de primărie, clădiri care să acomodeze 500-600 de copii. Clădiri care să acomodeze copii. Acesta este un barbarism. În limba română există verbul reflexiv a se acomoda, care are sensul a se deprinde cu noi condiții de viață, de muncă, etc., a se obișnui, a se adapta. Prin urmare, putem să formulăm corect enunțuri precum. Multe persoane se acomodează cu noua lor proteză imediat. Sau, copilul meu nu se acomodează la grădiniță. Sau, el nu se acomodează prea bine la viața de la oraș. Dacă vrem să vorbim despre clădiri destinate spațiilor de învățământ, atunci putem folosi următoarele formulări corecte niște clădiri care să găzduiască 500 de copii. Sau, și mai bine, niște clădiri care să ofere spații de învățământ pentru 500 de copii.